Stimați prieteni de la presă, ținem să vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră alături de noi la fiecare conferință de presă. Se apropie cu pași repezi alegerile locale, alegeri cruciale pentru unii, dezastruoase probabil pentru alții și așa mai departe. Deci, vreau să vă spun că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat își strânge în continuare rândurile pentru a face o figură frumoasă în această campanie electorală. Oamenii pe care Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat îi propune sunt oameni de bună calitate, oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni în care noi avem mare încredere și care sperăm că vor avea succesele pe care noi le scontăm. În calitate de președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, vreau să spun că am încercat să aducem lângă noi atât oameni tineri, cât și oameni în vârstă, oameni care au puterea cuvântului, știu să cântărească adevărul, știu să facă ceea ce trebuie făcut pentru ca noi să ajungem la sufletele tuturor celor care vor merge la vot. Sediul partidului nostru este pus la dispoziția tuturor acelora care doresc și văd democrația într-un anume fel, o democrație care să facă față tuturor cerințelor actuale, atât la nivel intern cât și internațional. Vreau să salut alături de noi pe domnul președinte, zic eu, al pensionarilor, un om de calitate, domnul Borhoată, căruia am să-i dau cuvântul și dânsul va fi aici prezent în continuare alături de generația a treia, deci oamenii în vârstă și oameni care doresc să vină alături de noi. Mă bucur că am intrat aici în această Uniune a Partidului Creștin Democrat. De la început trebuie să recunosc că sunt pensionar, am lucrat 40 de ani pe linie de partid. Nu am avut funcții decât pe linie de pensionari. Am fost președintele pensionarilor din partea unui partid desființat și în continuare am sarcina să supraveghez Clubul Pensionarilor din 9 mai, din Mioriței. Ar fi multe de spus pentru pensionare, ar fi multe de făcut, dar pârghile nu sunt chiar la mine, nu sunt nici la noi poate întotdeauna și multă lume ar trebui să conlucreze ca să poată facă ceva. Să vă aduc la cunoștință numai un exemplu. Acolo, lângă clubul nostru, este o centrală termică care trebuia dezafectată. Să stă acolo, stă urât, stă urât. Nu știu ce s-ar putea face. Propuneri aș avea, dar nu le pot spune acum, până nu văd despre ce e vorba. Sunt unele locuri din oraș care, mă rog, nu critic pe nimeni. De exemplu, la autogară, peste, între autogară și gară, e un spațiu, e unde este o mizerie nedescrisă acolo, vagoane de mizerie. De la, pe linia de tragere a CFR-ului spre Craiova, spre Amaradia, așa vă spun, am lucrat în perimetru acei, sunt niște vagoane
dezafectate. Nu știu ce încurcă pe acolo. Nu că încurcă circulația. Dar spune dată la fel vechi, pământul acela, nu știu, îl muncesc unii oameni, îl muncesc mulți, grădini, făcute cu mărăcini, grădini. Fiecare om muncește și el. O să, dacă mi se dă o sarcină, dacă așa, eu o să încerc să ajut din toată ființa mea cu ce pot. Și cu vorbe bune, și cu un sfat. Am aproape 70 de ani. Mulțumesc. Sunt la pensie de 15 ani, 16 ani. Și asta este. Mulțumim domnului Borhoata. Vreau să spun următorul lucru. Cine are, cine nu are bătrâni, să-i cumpere. Faptul că dânsul s-a îndreptat către PNCCD demonstrează încă o dată că probabil a sosit momentul unei schimbări radicale atât de optică cât și în ceea ce privește viitorul acestui județ și viitorul acestei țări. Oamenii în vârstă vor avea întotdeauna în noi un sprijin indiferent de situațiile care se impun. Vis-a-vis de ceea ce a spus dânsul, acea centrală, vreau să vă spun că nu e numai una în județul Gorj, pentru că ele au fost peste 46 dezafectate. Aceste centrale pot fi sau se pot constitui la un moment dat ca și cantine pentru oamenii săraci, oamenii nevoiași, oamenii fără vreun sprijin. În acest mod, spun eu că putem să pot face acele proiecte pentru generațiile în vârstă și chiar generațiile tinere, ele să fie fiind transformate în, să spun așa, în niște cluburi, atât pentru exprimarea și dotarea lor în vederea funcționării, ca și zone în care, unde se vor face, să zic așa, proiecte și tot ceea ce trebuie pentru ca tinerii și oamenii în vârstă să aibă o altă posibilitate de exprimare și de regăsire. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat are în grijă ca toți aceia care au probleme, au probleme juridice pe care nu pot să și le acopere, cu avocați din lipsa de bani, din lipsa unor posibilități pentru a-și regăsi sau recăpăta drepturile, să luptăm împreună prin avocații noștri în mod conjugat și fără nici o plată pentru a-i sprijini să-și recapete drepturile de care au mare nevoie. Am să dau cuvântul doamnei Stanciu. Doamna are și funcție de vicepreședinte în cadrul partidului și să spună câteva cuvinte. Da, problema cu ajutorul juridic este valabilă și pentru Motru. Chiar facem un apel ca toate persoanele care au probleme greu de rezolvat din cauza situațiilor financiare să ne caute pentru că îi ajutăm. Nu facem acum în mod deosebit, se știe că eu am tot făcut și fără ca să-mi iau un onorariu lucrul ăsta. Deci rămâne valabil și pentru Motru. Astăzi aș vrea să spun că în ultima vreme am făcut multe întâlniri cu locuitorii orașului și cu locuitorii din satele aparținătoare și că suntem tot mai încântați de impactul pe care îl are PNCCD în zonă. Singurul lucru pe care vreau să-l spun este de fapt să avem sau să lansez un îndemn la meditație
În sensul că am întâlnit și persoane care spuneau, da, am votat ceva bun pentru Motru, dar iată că am obligații față de X, de candidatul X, care acum 10 ani m-a ajutat. Sau eu știu că, uite, mi-a promis un post de consilier și eu nu pot să renunț la banii aia care o să-mi vină lunar. Este groaznic. Trebuie să ne gândim că pentru un interes personal orașul riscă să se închidă sau să aibă mari probleme. Trebuie să ne gândim cu toții. Nu, este foarte bine că în Motru sunt 10-20 de candidați. Este super. Asta înseamnă că motrenii vor avea de unde să aleagă. Eu consider că este dreptul fiecărui cetățean să-i asculte pe toți, să meargă la toate întâlnirile care se fac, să-i asculte, să vadă ce program și ce le oferă fiecare, iar în final, în săptămâna de dinainte a alegerilor, să hotărască cui își dau votul. Este un drept și este păcat să se piardă în situația în care noi ne vom lăsa cuprinși de diverse interese mărunte. Ăsta este îndemnul meu pentru toți locuitorii. Deci să ne gândim bine ce anume facem, să alegem ce consideră că va fi mai bine pentru ei, deci lăsând celelalte. În rest, sunt extraordinar de multe probleme. Va trebui să începem să construim, cum zic eu, ca după Hiroshima, adică luat totul și cu toții, pentru că s-a ajuns într-un asemenea hal încât orașul este pustiu. Eu zic că ne aflăm într-o situație foarte, foarte grea. Deci chiar nu mai merită să ne risipim așa voturile, să gândim bine înainte de a face lucrul ăsta, pentru că este ultimul tren, ultimul vagon în care mai putem urca. Consider că dacă va mai fi încă o perioadă de 4 ani așa, fără succes, nu știu dacă ce se va mai putea repara și dacă. Toată lumea, deci copiii din clasa 12-a, discută unde pleacă ca un unchi în Italia, ca un unchi în Franța, deci nici măcar nu se mai pune problema să facă o facultate, să facă o școală sau să facă ceva pentru oraș. Toată lumea este plecată prin Timișoara, în București, deci ce se va întâmpla numai de noi depinde. Deci probabil că dacă nu se va gândi înainte de a vota, vom ajunge ca orașul care s-a deschis pentru minerit să se închidă odată cu mineritul. Pentru că în ceea ce privește mineritul, nu cred că mai avem vreo șansă, pentru că știm că europarlamentarii noștri au votat împreună cu ceilalți ca să nu se mai folosească cărbunele pentru care are emisii de carbon. Și de vreme ce ceilalți parlamentari polonezi și alte s-au luptat pentru țara lor, ai noștri, din păcate, au uitat pentru ce au plecat acolo. Ca atare, urmează doar să folosim alți combustibili, cei mai mulți bio, mă gândesc. Este vorba de deșeurile menajere, să trecem pe panouri solare, pe panouri fotovoltaice, deci trebuie să facem altceva. M-am gândit să ne gospodărim aproape întru totul, în sensul de a face în așa fel încât să fie o energie ieftină, folosind, așa cum am spus, un incinerator cu deșeuri și plus cărbune, să ne cultivăm toate terenurile din satele aparținătoare. Deja am avut întâlniri și unii au hotărât că ar fi încântat să cultive cătină, alții au hotărât că ar fi încântat să facă solarii pentru legume, alții nuci franțuzești. Deci chiar s-a discutat și am putea să facem toate astea și în plus o hală mare, așa cum se află în toate orașele mari din țară, în care ar putea să-și valorifice carnea din crescută din animalele și păsările crescute în curte, brânza, absolut totul, deci ca noi să mâncăm sănătos și ei să-și poată valorifica și să trăiască și ei cu minimul ăla de
confort, ca să zic așa. Deci chiar ne-am gândit, în plus am văzut că foarte mult, sunt câteva comune, nu foarte multe, dar sunt câteva comune prin Ardeal în care sătui să mai aștepte bani de la buget și au construit în regie proprie canalizare în sate și absolut toate celelalte lucrări pe care le-au avut de făcut, inclusiv au folosit tractoare de la primărie ca să are, să le are, să nu mai plătească și să... Deci totul se poate, dacă ești un bun gospodar și dacă vrei, se poate face. Noi asta ne dorim și încă o dată spun că trebuie să gândim bine, pentru că nu e o vorbă mare, dar suntem la o răscruce în ceea ce privește orașul nostru. Ori îl închidem, ori prosperăm. Am să dau cuvântul domnului vicepreședinte, candidat la primăria Novaci, domnul Ceaușescu. Domnul, Novaciul nostru e mult mai mic, 5.800 locuitori. Majoritatea sunt de acolo născuți sau crescuți. Nu prea avem străini prin zonă, decât ăștia funcționari care au venit cu serviciu. Ne cunoaștem de mici copii până bătrâni. Lupta pentru primăria Novaci e destul de acerbă și la Novaci. Sunt vreo 10-12 candidați la primăria Novaci. Lucru bun, omul are de un salagă. Referitor la munte, doamnă, la Rânca. Deci Rânca nu e nici a primăriei Novaci, nici a primăriei Baia de Fier. Ei au împărțit ce n-au. Rânca e muntele Băncii Girotu. Așa. Primăria Baia de Fier a pus, să zic așa, stăpânire pe muntele Corneșu, mare, golul alpin, și pe muntele ăsta a fost al obștii Cernădia Băicești, pădurea lor și golul al primăriei, mai din coace vaca tot de Corneșu mare a ținut golul al primăriei și al primăriei Novaci și gol pădurea Cernădilor dincolo. Am mai pus mâna pe muntele Tigvele. Muntele Tigvele a fost în euforii spitalelor Craiova. Proprietatea de mult. N-a revenit nimeni, a rămas la primărie. Asta așa e, din ce vreau. N-a revenit nimeni, a rămas la primărie. Și Rânca, deci, nu e nici al primăriei, nici al primăriei Novaci, Băia de Fier. E al Băncii Girotu. Sunt niște demersuri, încet, încet, la de președinte, domnul Fărlan. Încet, încet, prin instanță, prin amiabil mai greu. Că, na, se interese. Și cu Rânca, ce aș putea face la Rânca? Dom'le, mai lucru nu poți să mai faci. Canalizare, și canalizare e greu de făcut. Trebuie făcută că ea ți-a de împrăștiat, deci că s-a aruncat din avion toți pe acolo. Fel de vile, viluțe, pe unde pus, pe unde apucat. Pe undeva, pe bază, pe jos, că sunt mafose, numai haznare, numai... Noi avem la obștia Bercei, de unde sunt și eu, consilier, acum... Avem Florile Albe, muntele ăsta pe unde a fost traversat de șosea, acum e pe culme, pe partea dreaptă aia noastră, golul tot. Și aici e vorba de parcare lângă unde a fost intrarea la depozit. E o parcare făcută acolo, e provizor, deci nu e asfaltată măcar. Noi încercăm anul ăsta să alocăm niște fonduri să facem o parcare ca lumea acolo și cât de cât coperită, în caz de că iarna, na, nu poți să-i... ce să faci? Și noi mai avem ceva probleme cu primăriile, ba cu unii, ba cu alții, că nu le convine. O să încercăm să avem un plan făcut, de o firmă din Franța, Geodei, spun la firma asta. Ăștia au făcut planul și prin Elveția. Un plan făcut cu toți să se pledează în zona respectivă. Pârtii de schi, mă rog, la... Nu o să, chiar dacă o să dăm parcele, nu o să dăm parcele mai mici de 500 metri pătrați. Pentru că noi o să începem să facem întâi canalizările, aducțiune, avem surse de apă acolo, tot al nostru, al obștii. Curentul, după ce facem toată chestia asta, bine, curentul nu ne putem tot prin cez. Și încercăm să facem, începând la anul încolo, să dăm și noi drumul la treabă, să facem ceva bani și pentru obștii și probabil pentru primărie, că impozitul să le iei. Asta e. Cu Girortul, apa, drumul pe Valea Girortului. Drumul pe Valea Girortului e foarte greu de făcut, nu e simplu, pentru că toate podurile au fost 7-8 poduri. Două mai sunt în picioare, alaltă sunt răsturnate, bine, au fost atât de bine făcute încât le-a dat peste cam, le-a putut fărăma. Așa, deci șosea nu mai există deloc,
S-ar putea face, bine, opțiile pot să, și ceva fonduri, că e lucrare foarte scumpă, dar s-ar putea face un drum mai mititel, cam până la 3 tone jumate. Un drum de 3 tone jumate făcut ar fi perfect. Bă, frate, pun sens. Parcă din loc în loc. Du-te-o la agrement, du-te și te plimbă, fă ceva. Să vă zic care e treaba cu drumul. Drumul el a fost la Ifetului Novaci. Ifetul a predat, când s-a desfințat, ocolul lui Silvic. El ocolul lui Silvic, cu direcția Silvică Târgu Jiu. Primarul care acum, acum vă 2 ani de zile, până n-a venit Girotul să spele drumul, a avut o adresă și la direcția Silvică și la ocolul Silvic Novaci, să îl dea lui să poți acceseze. Vă dăm minimie la primul, că nu pot accesa fondul pe drumul tău. Și n-am zis de-a. Acum, nici ăsta, când datorată e în proprietatea ocolului Silvice, adică Silvice Gorj. Nu poți să accesezi fonduri pe terenul altuia. Aș mai avea, s-ar fi o posibilitate, tot acolo unde a fost fabrica Ichere Steala de al, cum am zis, o hală frigorifică pentru colectare de fructe, de pădure și ciuperi și toate astea, un centru de colectare plante medicinale, că sunt în zona destul de abezate, uscate după un regim special, la umbră și, mă rog, în ziar sau în hârtie. Și tot acolo, în zona aia, s-ar putea face o tăbăcărie pentru piei, că sunt piei de vite în zonă și pentru așa un abator. Atât, vă mulțumesc. Aș vrea să spun tuturor gorjenilor următorul lucru. Cât pot și cât doresc de repede să se adreseze Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, pentru că îi vom sprijini pentru proiecte constând, fie în aș construi în fiecare zonă, că să dau bani pentru sume nerambursabile, atât pentru pensiuni, cât și pentru micro-întreprinderi. Ne vom bate până în pânzele albe, aceste proiecte le vom realiza, le vom face și le vom și urmări ca oamenii să ajungă la banii respectivi și vom sprijini cu specialiști, cu firme și societăți care își doresc să facă aceste întreprinderi, pensiuni și așa mai departe. În alt... Da. Vreau să vă spun că ceea ce vom face noi nu va merge pe șpagă. Omul care își dorește o asemenea micro-întreprindere trebuie să dovedească că are o bucată de teren mai mare de 1000 de metri pătrați și în felul acesta putem să accesăm acele fonduri. Îi vom ajuta să-și facă câte o întreprindere individuală ca să poată să acceseze aceste fonduri. Privind prin prisma profesiei de avocat, nu credeți că aveți un altul? Deoarece mulți cetățeni spun că un bun primar trebuie să fie și un bun cunoscător al legilor. Se confruntă cu... Da, sigur. Este un atu de care cred că alegătorii mei vor ține cont, pentru că ei știu că întotdeauna am încercat să fac dreptate și în dosarele mele și asta a fost un punct forte la mine. Deci să încerc să iasă dreptatea la iveală întotdeauna. Cred că este, pentru că e necesar să cunoști. Altfel poți să pui problemele, altfel știi ce să ceri, știi ce să faci, deci este normal, da. Iar în ceea ce privește pensiunile domnului președinte, despre care a spus, fondul maxim care se poate da este de 200.000 de euro, din care trebuie să facem dovada doar a 10%. Eu deja am demarat o pensiune din asta, domnul președinte, așa că voi fi înaintea dumneavoastră. Bine. Vă mulțumim și numai bine. Da, noi vă mulțumim.